Cu o lună înainte ne spunea obștii, toată lumea trebuie să doarmă. La ora 9 se face stângerea, ceea ce la noi până atunci nu se pomenea problema asta. Nu trebuie stângerea, că vine moment când trebuie să rezistați. Deci dânsul știa ce se întâmplă. Chiar duminica, că a fost inundații și duminica de dimineață, s-a sculat tare de dimineață, a făcut oculul la toată mănăstirea, după care am intrat la liturghie. După liturghie zice, eu care sunteți la masă, nu numic, ar mergeți cu mine, că noi n-avem alimentul rămas 8 km mai în jos de mănăstire la Giuagiu și trebuia să le aducem cu spatele. Și ne-a luat, ne-a dus pe drum, numai ne-a povățuit. Ne-a sfătuit să fiți cu mine, să ascultați, să vă rugați. La întoarcere, la fiecare ne-a pus povara cât știa că putem duce. La un moment dat, când am ajuns într-o poieniță, foarte frumoasă poienița aceea, ziceai că sunt niște scări și acum să-i așteptăm pe toți să vină. Părintele Valer, care este la Vințul de Jos, era la seminar și dânsul atunci avea un aparat de fotografiat și ne-a făcut ultima poză a părintelui. Pe drum cu maicele, când urmează, zice că o lua coșul cel mai greu cu roșii și îl punea aici. Și maicele cu dăsăși, cu străiți, cu toate fiecare cât putea, mai lua înainte, că nu era greu tot pe marginea pădurii să meargă, că era o potecă. Aproape de mănăstire, la parohie, cum era în dreptul parohie, acolo a căzut caleșina, de fapt a făcut infarct și a murit acolo. Eu cred că părintele n-a ținut deloc la el însuși, nu s-a cruțat, cum zice vorba din popor, pe el însuși. El s-a jertfit, a fost prezent acolo unde era nevoie de prezența lui. A socotit că este nevoie să fie unde este mai greu. S-a jertfit, a murit la datorie ca soldat pe front, astfel de la datorie, înțelegeți, da. Și asta e marea lui jertfă și meritul, fără îndoială, pentru asta el este cu adevărat un sfânt al nostru. De tânăr a plecat. În scurt timp a câștigat veșnicia prin jertfa lui, prin misiunea care a făcut-o cu vârșul de sat. Eu cred că se bucură acolo în cer, cu sfință. Știți dumneavoastră, și când a murit, a avut o cămașă pe dânsul și știu că n-avea încălțăminte. Și eu mă potriveam cu dânsul la picior și știu că i-am dat niște sandale și cu alea l-am mormântat. Atunci când la mormântare au venit maicele să-i găsească o cămașă să-l îmbrace, nu au găsit. Uneori își da și cămașa de pe el. Când veneau anumiți săraci pe la mănăstire, vă dați seama? Deci el nu se juca cu viața duhovnicească. Eu să mă credeți. Și eu nu l-am văzut pe părințele Domete ca cum văd pe un om obișnuit de hiștialalți oameni. Eu l-am văzut ca pe un sfânt.